Ce măsuri trebuie luate pentru a stopa slăbirea spirituală? Dragii mei, m-a sunat un bărbat de aici, din Europa, și spune: frate, la mine familia e praf. Soția are deja anturajele ei, ne certăm, strig la ea, risc să o lovesc, ce să fac? Zic, nu îmi spune care-i starea soției, spune-mi care-i starea ta. A, pe frate, am apucat cu munca, eu am avut pretenții, eu n-am apucat nici să mă duc la adunare, că trebuie să muncesc ore suplimentare. Ei, de aici se repară problema. Te apropii de Dumnezeu, muncești mai puțin, te pui pe post, pe rugăciune, te duci, te mărturisești, te duci la adunare, să-ți dea Dumnezeu energie, putere, ca să poți să reziști până când se va pocăi și ea și o ajuți încet, încet. Dar noi uneori am vrea, cum s-a dus un predicator la un medic creștin și spune: frate, nu mă simt bine, consultă-mă. Îi face analize detaliate, spune: cu tine e mare problemă. Tu trebuie să-ți modifici orarul de muncă, orarul de somn, regimul alimentar. Păi frate, asta înseamnă să modific tot orarul meu. Da. Na, zice, asta nu vreau, dă-mi o pastilă. Așa suntem noi ori cu cele sfinte. În loc să luăm lucrurile de la capăt, să le punem în ordine, vrem să facă Dumnezeu miracole când venim la adunare și când batem palme, ca și cum înghițim o pastilă, să se producă minunea peste noapte. Nu. Dumnezeu vrea să ne punem în rânduială. Degeaba am băut pastila, ne este bine o zi, cât ține anestezia, și apoi iarăși gafăm reîntorcându-ne la aceleași lucruri. Intrăm la citit Biblie, la rugăciune, ne ținem de adunare, ne apropiem de Domnul și vom vedea cum mai repede sau mai încet Dumnezeu, după cum ne va da har, lucrurile se vor rezolva.